Ascultați Childlife, provocări de părinte, un podcast creionat de Secom. Astăzi am invitat alături de mine un foarte cunoscut jurnalist, redactor, prezentator, antreprenor, soț și mai ales tată. Are 2 copii, o fetiță de 9 ani, proaspăt împliniți, și un băiețel de aproape 2 ani. Taticul Dan Cruceru este cunoscut astfel, având un blog de parenting de foarte mare succes. Mă bucur foarte mult să te am azi alături de mine, Dan. Bine ai venit! Bine te-am găsit, Andrei. Mulțumesc frumos de invitație. Ai început foarte, foarte serios, așa, mamă, câte lucruri am făcut în viață, câte nebunii. Dar știi ce rămâne în urma ta până la urmă? Și eu zic așa, ca bătrânul ăla înțelept, rămân copii. Și cred că peste 10 de ani doar cu asta mă voi lăuda, pentru că restul vin și trec. Știi, am avut cariere extraordinare în diferite domenii, acum am revenit în televiziune, dar ce m-a împlinit cu adevărat în ultimii 9 ani este relația cu ai mei copii. Wow, ai deschis foarte, foarte emoționant, să spunem așa, discuția noastră și mă bucur pentru că, da, și eu cred același lucru, apropo de ce rămâne în urmă, chiar dacă ar fi să ne oprim azi, în urma mea n-ar rămâne nimic. Însă, Dan, uite, vreau să ne povestești puțin despre tine și despre abordarea ta de parenting. Știm că toată lumea, foarte mult, hai, nu toată lumea, vorbește astăzi despre acest parenting. Se citește foarte mult, se participă la fel de fel de conferințe, de webinarii. Fiecare încearcă să fie un părinte mai bun. Ești printre puținii bloggeri, din punctul meu de vedere, care își asumă public rolul de tată foarte, foarte implicat în creșterea copiilor. Iar, sincer, pentru mine, ești un model. Vreau să înțeleg puțin care e abordarea ta și cum o promovezi. Zâmbesc acum când mi-ai zis că sunt un model pentru tine. Îmi doresc să fiu un model pentru copiii mei. Îmi doresc să fiu un model pentru ai mei copii, astfel încât peste 10 de ani să spună, poate când tatăl lor nu va mai fi, mamă, ce serios sunt acum, tatăl nostru ne-a iubit foarte mult. Cred că lucrurile au început din frage de pruncie la mine, cu un tată inexistent, cu un tată care, din păcate, atunci când era foarte serios, foarte dur, rigid și mi-a lipsit afecțiunea asta a tatălui. Și poate că asta mi-am dorit eu peste ani să fac în privința educației și modului în care eu lucrez, dacă vrei, cu ai mei copii. Să le arăt afecțiune, să le arăt că sunt prezent, să le arăt că îi iubesc foarte mult. Chiar scriam azi un text pe blog despre a arăta copiilor că îi iubești. Foarte multă lume în continuare spune nu ți-alinta copilul prea mult, nu-l pupa prea mult, nu-l îmbrățișa prea mult, că îl înveți prost, că va fi un alintat peste ani. Ei bine, eu mi-am sufocat copiii cu pupici și încă o fac și nu e așa. Adică ai mei copii știu că la pieptul tatălui lor ei vor fi mereu în siguranță, că este un loc doar al lor și că acolo vor fi iubiți necondiționat, fără nicio urmă de mustrare, fără nicio urmă de condiționalitate, de a le cere ceva. Și uite, mă uitam, așa am crescut-o pe Sof, acum Sof la 9 ani este o domnișorică și deja fuge de îmbrățișările mele, cel puțin în public. Tati, am treabă cu fetele, te rog frumos, acum sunt ocupată, lasă-mă în pace. Dar seara înainte de culcare vine, când suntem numai noi doi așa, sau doar cercul restrâns, familia, vine și caută, îmi caută brațele, caută să mă asculte inima acolo cu capul pe pieptul meu și se simte în siguranță, știi? Și știe că ea este iubită. Avem și un joc, de altfel, înainte să adormă, îmi spune, te iubesc. Iar eu îi spun, da, eu te iubesc mai mult, cel mai mult. Și avem așa o mini-competiție între asta, care pe care iubește cel mai tare. Și așa am construit o relație, excepțională. Eu visam la o astfel de relație cu tatăl meu.
Mă bucur însă că reușesc să le ofer copiilor mei acum. Revenind la întrebările tale, pe vremea când m-am apucat eu de tăticeală online, era o lume a femeilor. Era o lume a femeilor în care doar femeile își exprimau păreri pe subiectul parenting și nebunul de mine s-a hotărât să scrie și el despre asta. Cred că au trecut vreo 5 ani. Sunt puțin arogant acum, în sensul că am creat trenduri. Se vorbește în egală măsură acum și despre implicarea tatălui în creșterea copilului. Cel puțin în orașele mari văd din ce în ce mai mulți tați dedicați care chiar se bucură să-și scoată copiii în parc. Rămâne o problemă la țară, rămâne o problemă în orașele mici, unde din păcate a schimba mentalității este mult mai greu. Dar când m-am apucat de asta, ți-am zis, era o lume a femeilor. Și nu-ți ascund, la începuturi toată lumea mă înjura, la modul cel mai serios. Bărbații mă trimiteau să muncesc, să am și o meserie adevărată, iar femeile mă trimiteau la băut cu băieții, că nu e rolul meu, să schimb scutece, să am grijă de copii și așa mai departe. Între timp, ți-am zis, am schimbat ușor mentalități, atât eu cât și ceilalți colegi, ceilalți prieteni, pentru că îi cam știu pe toți din zona de parenting masculin. Și lucrurile merg din ce în ce mai bine și din toată povestea asta cel mai mult au de câștigat copiii noștri. Pentru că, scurt pe doi, tatăl este primul exemplu masculin din viața unui copil și așa cum tatăl își modelează copilul, așa acel copil va fi peste an. Dacă tatăl este afectiv, dacă tatăl își ia copilul în brațe, îl pupă și îi spune că îl iubește, acel copil va ști că are o dragoste imensă în spate care îi dă aripi să dezvolte lucruri, să spargă bariere, să fie un copil liber. Are încredere în el, încredere pe care i-o dă dragostea părinților și implicit a tatălui. 2. Dacă tatăl este politicos, dacă tatăl este atent cu mama, cu soția lui, copilul, bărbatul de mai târziu va fi la fel politicos, iar fata, femeia de mai târziu, nu va accepta mojicii. Mor de nervi atunci când văd bărbați nepoliticoși cu femeile. Nu mai vorbesc da. După aia și cu copiilor. Da? Iar din copilărie, lucrurile se pot așeza pe un drum foarte fain, pe un drum frumos, care să lase mai târziu oameni frumoși, puternici, liberi, manierați, oameni care să nu accepte nedreptățile dintre un bărbat și o femeie. Daniel, și la tine puterea asta de unde a venit? Pentru că totuși ți-ai deschis sufletul încă de la început și ne-ai șeruit cu noi o mică parte, o mică bucată din copilăria ta și astăzi ai devenit un tată iubitor, un tată uneori exagerat de afectuos față de copii tăi. Nu te imagina, vorbeam la început și spuneam lașate unii speranța voi că intrate cui, da? Cum a scris Dante Alighieri pe poarta infernului. E greu, e al naibii de greu să fii părinte implicat. Cel mai ușor este să fugi. Ai făcut copilul și după aia îți găsești scuze. Vai cât de ocupat sunt, vai nu pot, am ședințe, am trei joburi, am nevoie. Băi, da, e foarte greu și uneori poți avea într-adevăr foarte multe de muncă. Dar măcar acele momente pe care le petreci cu ai tăi copii, chiar trebuie să fie momente de conexiune. Momente în care dai telefonul la o parte și îți îmbrățișezi copiii, în care te joci cu ei, în care faci lucruri. Știi? Am descoperit în timp că după momente petrecute cu ei, chiar mă simt pregătit de o nouă zi de muncă. Deși este 11 noaptea. Da, îți dau atât de multă energie și energie pozitivă. Râsul lor te face într-un așa hal, îți dă o stare atât de bună, încât chiar poți să începi din nou să lucrezi.
știu. Dar de unde, cum ai știut că vrei sau că îți dorești sau că ești făcut sau că, nu știu, să fii tată? Pentru că, exemplu, hai să zicem... Copii. Oare voi fi în stare să fiu un tată bun? Oare prezent? Voi fi pregătit? Da. Chiar voi descoperi dragostea asta? Oare? Dar dacă nu sunt pregătit din punct de vedere financiar, dar dacă nu sunt pregătit din punct de vedere emoțional, dacă. Andrei, știu că n-ai copii, ia un sfat de la mine. Te rog. Pune mâna și fac copilul, că restul, dacă ești hotărât să fii lângă soția ta, se vor rezolva de la sine. Nu există părinte învățat. Nu ne naștem părinți. Noi, ca specie, suntem individualiști, dacă vrei. Căutăm binele nostru în mod deosebit. Da? Să fim noi fericiți. Ei bine, descoperi însă că în timp fericirea îți vine din faptul că ești cu ceilalți. Cu soața, cu copiii, din faptul că te joci cu ei, trebuie într-adevăr să faci niște eforturi, mai ales la început, să te redescoperi pe tine, să-ți aduci aminte de copilăria aia, da? Și să oferi aceeași gingășie copiilor tăi. Trebuie să îți impui, la modul cel mai sincer, trebuie să-ți impui să fii acolo. După aia e ca mersul pe bicicletă, știi? Lucrurile se așează de la sine. E greu la început, e foarte greu. Dar cum a fost pentru tine să afli că o să fii tată? Nu știu, ce ai simțit? La nivel de, noi, nu știu, așa, dorit. În sufletul tău. Noi ne-am dorit foarte mult primul copil, ni l-am dorit și pe al doilea foarte mult, care a apărut după 8 ani de zile. M-am dorit cel puțin un copil și pur și simplu nu pot să zic că, uite, a trecut atât de mult timp de atunci încât cred că întrebările inițiale pe care acum tu le ai, le-am cam uitat. Știi, eu nu mă văd altfel. Nu prea mai știu cum a fost înainte de ei. Și nici nu mai doresc. Toată lumea se întreba, și uite, marea întrebare a unui bărbat este dacă voi mai avea atât de multă libertate să-mi fac eu tabieturile mele. Cred că asta ține de relația cu soția, cu iubita. Pe de o parte, tu, dacă ești implicată, îți vei dori mai puțin. Vei alege de multe ori uitatul la desene animate decât o bere cu prieteni. Dar în același timp, o dată, două, de trei ori pe lună, de câte ori conveniți voi doi, soț-soție, vei putea să ai parte și de aceste libertăți. Pentru că și ea, la rândul ei, își dorește să rămână femeie, nu doar să se transforme într-o mamă, într-o casnică eventual, care să nu mai facă altceva decât să crească unul, doi copii. Ține de comunicare, ține de faptul că, uite, ăsta a fost momentul zero la mine, în momentul în care m-am căsătorit, am zis, eu cu femeia asta vreau să mă duc până în pânzele albe, da? Și vom face și copii și vom crește și împreună și vom rămâne și o căsnicie cât de fericită se poate și orice probleme am avea, sunt sigur că vom găsi rezolvare. Slavă Domnului, avem deja 12 ani de căsnicie. 12 ani înseamnă enorm în societatea actuală deja. Da. Și nu mă văd fără ea. Iar despre copii nici nu se pune problema că aș vrea să stau separat de ei. Eu în toată viața mea, până la Survivor, deci de când sunt cu Cristina, cel mai mult am stat separat de ea și de copii 10 zile. 10 wow. zile în care, ghiși ce? Eram la băiețeală. Da? Eram cu lotul național artiștilor fotbaliști din România și eram la Moscova într-un turneu mondial. Jucam fotbal. Dar asta am stat 10 zile cel mai mult legat de ei într-un an de zile. După, în perioada Survivor, din păcate am fost nevoit să stau 4 luni și jumătate și a fost foarte greu. Și a fost foarte greu, a fost cel mai greu pentru mine la Survivor să fiu departe de familie. Știi? Vorbeam cu ei în fiecare zi, ne și vedeam, dar a fost așa... destul de greu, zice, șocant. Foarte
prea mare. Să văd copilul, mai ales pe cel mic, da? Cum l-am lăsat de-abia mergând în picioare și când m-am întors, avea deja personalitate, tabieturi, gusturi, preferințe și multe alte lucruri. Eu am ratat oarecum această perioadă, dar în același timp mi-am dorit foarte mult și acel proiect. Uite, poate că o femeie clasică nu și-ar fi lăsat soțul să plece 4 luni de acasă, având și 2 copii. Da? Și eu am stat mult să mă gândesc, dar soția mea a fost principalul meu suporter. Ea, dacă nu era ea, n-aș fi plecat la Survivor. Ea m-a împins și mi-a zis, este șansa vieții tale din punct de vedere al carierei în TV, te duci. Nu vreau peste ani să rămâi cu gândul cum ar fi fost dacă. Te duci, copiii vor crește, ne descurcăm cumva, te vor vedea pe video și sunt doar 4 luni. Restul de 8 dintr-un an le vei petrece cu noi. Băi, mare suport. Ești un norocos, Daniel. Ești un norocos și cred că... Și ea cu mine. Și ea cu mine ca să păstrăm. Asta nu mai zic. Dar știi ce sunt curios? Îmi place foarte mult cum descrii povestea asta dintre voi și conexiune și importanța conexiunii dintre voi. Cum s-a schimbat dinamica din cuplul vostru? Nu știu, aud adesea că tații se simt neglijați odată cu sosirea copilului. La tine cum a fost? La mine este, da. Este 100% real. S-a schimbat foarte mult. Ați fost amândoi pe aceeași linie. La tine cum a fost concret? Odată ce apare copilul, locurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și pot să continu undeva pe 1000 sunt ocupate de către copil și nevoile acestuia. Okay. Undeva pe locul 1000 apare soțul care trebuie să-și poarte în cârcă această povară. Îți spuneam, un copil nu salvează o căsnicie. Un copil pune la grea încercare o căsnicie. Important este ca cei doi să-și dorească să integreze copilul în viața lor și ușor, ușor să-și restabilească un echilibru și să readucă în căsnicie lucrurile de dinainte de copil. Da? Eu nu vorbesc despre subiecte foarte intime. Nu-mi place să apar în tabloide cu ce am făcut, cum am făcut și așa mai departe. Doar că îți spun că și în acest domeniu descoperi lucruri noi. Adică dacă cei doi părinți își doresc să fie din nou împreună, își dau seama că au timp foarte mult. Deci e un efort. E un efort. E un efort. Da, e un efort pe care trebuie să-l facă amândoi. Trebuie tatăl să aibă o tonă de răbdare, o tonă de răbdare în primă fază, nu doar cu copilul și nu doar cu el să se descopere pe el, ci și cu mămica, cu proaspăta mămică, pentru că, sincer, iese un extraterestru, repet, glumesc acum, iese un extraterestru. Deci, Daniel, tu trebuie să mă convingi să devin tată. Nu poți să-mi spui că iese un extraterestru. Dar eu nu mă convinc să devin tată. Nu este foarte simplu. La început va fi șocant, traumatizant, mai ales dacă vei asista la naștere, da? Am asistat la ambele nașteri și îți povestesc, de exemplu, la al doilea copil, o ținam pe soția mea de mână în timp ce năștea. Norocul medicii de la spital că mi-au dat un scaunel mic. Era foarte jos scaunel și eu stăteam așa cu mâna ridicată în sus și o țineam pe nevastă mai de mână. Dar mi-au zis de la bun început, scaunelul acesta este pentru tătici, special creat să nu cadă de sus. Da? Adică bang, în cazul în care leșim. Eu țineam pe soția mea de mână și vedeam ce se întâmplă pe acolo și o strângeam din ce în ce mai tare, așa convulsiv. Și ea zice, Doamne, ce conexiune faină e între noi, îți mulțumesc că ești alături de mine. Și eu, după aia, am spus, mă, te țineam așa că leșinam. Ok. Dar, foarte, foarte bine.
Eu nu mai zic. Și când a ieșit de extraterestru din Burtica Mămicii, ridat tot, vânăt, zic, Doamne, ăsta e al meu, Doamne, cu cine se me... Deci, este traumatizantă experiența inițială. După aia este pus copilul la incubator, se încălzește, devine mai rozaliu, mai așa, și începe ușor, ușor. Tatăl chiar cred asta, cu riscul de a am luat castană de la mămici, tatăl nu simte o dragoste din prima secundă. Nu simte dragoste față de copilul lui din prima secundă. Da? Simte mândrie. Iată-l, e al meu, după ce îl spală asistentele și capătă o culoare decentă bebelușul. Iată-l, îl ia în brațe și zice, iată-l, e al meu, sânge din sângele meu, moștenitorul regatului al tronului și așa mai departe. Dar nu simte acea dragoste pe care o simte o mămică. Mama are copilul acela la 9 luni în burtică. Da? Este al ei, crește odată cu ea, crește din ea. E altfel de dragoste. Tatăl învață să iubească bebelușul și, evident, pentru asta trebuie exercițiu, trebuie timp, trebuie voință. Da? După ce ai învățat să-ți iubești copilul, să vezi cât primești în schimb. Și asta este partea excepțională pe care ți-o povestesc acum, tu, viitor tată, iar eu tată de doi deja. Ce descoperi când ești cu copiii tăi, nu e termen de comparație cu nimic pe lumea asta. Am sărit cu parașuta, am făcut o grămadă de bani, am avut carieră la cel mai înalt nivel, dar când vine boțul ăla de om și te ia în brațe și spune, tati, te iubesc, nu știu dacă o pot să o spun, dar chiloții maro sunt singurii pe care poți să-i porți. Deci este senzațional. Nimic altceva nu te împlinește cu adevărat. De-aia spuneam, peste ani, nimic altceva nu contează decât dragostea copiilor tăi. De ce să faci copii? Să-i faci pentru că te vor împlini mai mult ca orice altceva. Să-i faci pentru că vei descoperi cu totul și cu totul niște sentimente senzaționale pe care altfel nu le-ai descoperi. Și nu în ultimul rând, să-i faci și ca numele tău să meargă mai departe. Îmi doream când eram student... Asta e o chestie egoistă, Daniel? Cu numele care să meargă mai departe? N-am nicio problemă. Poate să fie o chestie egoistă atâta timp cât facem copii. Da, okay. Eu sunt... Faceți oameni buni, să crească natalitatea, să, da, să aibă cine să ne plătească pensiile. Până la urmă, rolul omului pe pământ este să facă și copii. Da? Și nu mi se pare... E o chestie de mândrie, dacă vrei. Să-mi poarte numele mai departe. Da? Pe soția mea o cheamă altfel decât mine și a păstrat numele de fată, iar pe copii îi cheamă Crucerul. Clar, clar. Deci... Am înțeles. Dar o întrebare, sunt chiar curios, îmi place mult proiectul tău, Taticul. Cum ți-a venit ideea asta de Taticul și mai ales ce înseamnă din perspectiva ta azi, în 2020, să fii un părinte cool? Băi, fii atent. Ideea mea a apărut și a fost așa, ca o viziune. Jur. Prima dată când m-am luat-o pe Sofie în brațe, adică în urmă cu mai bine de 9 ani, am luat-o, nu putem arăta pe imagine, am luat-o așa, o țineam la distanță, pentru că era acel extraterestru, da? O țineam la distanță, mă uitam chiorâș la ea, ea la mine tot chiorâș, și zic, băi, noi cumva ne vom înțelege foarte bine. Eu sunt tăticul tău. Bună, eu sunt Dan, tăticul tău. Și mi-a rămas chestia asta în cap, tăticul. Au trecut câțiva ani în care eram implicat în TV. După aia a apărut o timp în care îmi vedeam de părințeala cu fiica mea, dar... fără a scrie dedicat pe acest subiect.
Și nu ți ascund, am la un moment dat televiziunea la care lucram s-a închis cu totul și m-am dorit foarte mult să mă reinventez. Și mi s-a părut o chestie foarte, foarte faină, nouă, o nișă în care activau numai femei. Și am zis, băi, eu cred că aș putea face carieră în povestea asta. La ce mă pricep foarte bine? Păi mă pricep să scriu și să dau din gură și îmi place foarte mult să-mi petrec timp cu fetița mea. Era doar ea la momentul respectiv. Și zic, bă, dar ce-ar fi dacă aș îmbina pasiunea, dacă aș putea face și ceva bani din asta, dacă aș face o carieră, cine știe. Și am început să scriu despre asta. Poze, videouri, articole, la la la. Și ți-am zis, la început, toată lumea m-a înjurat. Mă, dar erau mulți. Dar de ce? De ce te înjura? Pentru că, ți-am zis, bărbații mă trimiteau să am un job normal, să pun o cărămidă, să sudez două țevi sau dintre asta, iar femeile mă trimiteau la bere cu băieții pentru că era considerau că este doar domeniul lor. Știi? Ce să cauți tu acolo? Du-te, bă! Da? Dar una peste alta erau mulți. Da? Erau zeci de mii de oameni care trimiteau articolele. De fiecare dată când scriam câte ceva, nebunie. Zic, băi, ok. Obrazul gros îl aveam deja din televiziune. Zic, n-are cum să mă afecteze prea tare. Și am simțit că este un potențial pe chestia asta. Știi? Eu n-am să mint. Nu o să fiu ipocrit și o să spun că dacă nu făceam bani din asta, m-aș fi ținut foarte mult timp de, de blogging în zona de să ne înțelegem. Hai să dăm cărțile pe față. Ca să reușești să ai succes în, în acest domeniu, ca în orice alt domeniu, trebuie să dedici foarte mult timp. Da? Corect. Timp pentru research, pentru documentare, pentru diferite articole, timp pentru editare video, timp pentru ședințe foto, timp pentru o grămadă de lucruri. Chestia asta, ca să o faci să fie la nivel de succes, trebuie să fie ca un job de zi cu zi. 8 ore pe zi măcar lucrezi pentru blog. Iar asta îți elimină posibilitatea de a avea un job normal. Eu nu cred că poți să faci să lucrezi, nu știu, să ai un job full-time și să faci și blogging de calitate. Indiferent în ce domeniu, că vorbim de parenting sau fashion sau alte. Da? Deci blogul, ca să fie la un nivel înalt, băi, trebuie să fie full-time. Iar asta trebuie să-ți aducă bani. Pentru corect. Că trăim, da, corect, cuvintele corect. Nu-ți dau, nu-ți bagă bani în buzunar dacă, nu? Ca să fiu foarte clar. Nu spun pâine pe masă, cum zice maica mea, știi? Iau cum mama nu înțelege ce fac eu și cum de... E greu, într-adevăr, în ziua noastră. Dar zi-mi puțin asta cu cool. Ce înseamnă să fii un părinte cool? Că tu ești cool, adică... Toată lumea te percepe așa. Eu cred că și tu crezi că ești cool. Tu, familia te consideră cool. Dă-mi și mie un tips and tricks. Zi-mi și mie puțin. Uite că acum mă gândesc că dincolo de jocul de cuvinte tati cool, care se poate citi și tăticul. Foarte mișto. Foarte da? Mișto. E marca înregistrată. Smart. Vezi? Da, nu, și asta ține de business și de lucruri da, pe care sigur. Vrei să le faci în business. Dacă tratezi blogul ca un business, poți să ai succes. Trebuie să muncești la el, trebuie să te protejezi, trebuie să investești și nu doar timp, ci și bani și așa mai departe. Revenind, ce înseamnă un tată cool? Pe de o parte, un tată care își dorește să fie cu ai lui copii, să petreacă timp cu ei și, pe de altă parte, un tată care... dă mintea lor, care se străduiește să coboare la nivelul lor. Și să știi, câteodată nu cred că este... Nu, uneori cobori la nivelul lor, dar alteori cred că trebuie să faci eforturi foarte mari ca să ajungi la nivelul lor. De exemplu, să vezi lucrurile atât de curat ca ei, că
cred că trebuie să faci eforturi. Trebuie să dai la o parte cutumele deprinse din viața de adult și să vezi doar lucrul ăla mic în pachet, să dai învelișurile la o parte. Nu îmi vine o idee, un caz concret acum, dar de multe ori mă uit la ai mei copii care găsesc fericirea în niște lucruri mărunte, zâmbesc din nimicuri, lucruri, și adultul nu mai poate să facă asta. Știi? Uh-huh. Adultul se gândește doar la ambalaj, se gândește doar la muncă, doar la războaiele mărunte de altfel pe care trebuie să le poarte zi de zi cu șeful, în trafic, cu vecinii, poate uneori chiar și cu soția, să se certe, știi? Pentru că copilul este fericit cu foarte puține lucruri. Mă uitam la jucării, da? Le cumpărăm copiilor tone de jucării. Ai mei copii se bucură câteodată și doar să fie cărați într-o pungă de tatăl lor. Da? Deci facem sujete de cumpite câteodată, încât mă minunez și pe mine de unde le scot. Da? Dar le inventez pentru că reușesc să mă conectez cu ei, reușesc să cobor la mintea lor și să mă ridice ei după aia în bucuria jocului. Pur și simplu, dacă iei o pungă dintre aia de la supermarket, pui copilul în ea și o carti în aer cu copilul în ea, copilul tău va fi prăpădit de râs și va fi extrem de fericit că tati te joacă cu el. Asta contează pentru copil. Dan, cât te joci? De curiozitate, cât te joci pe zi cu copiii tăi? Sunt foarte curios. Să știi că nu e enorm. Nu mi-am lăsat cariera deoparte pentru copiii mei. Am construit carieră în jurul copiilor mei. Asta este altceva. Dar în continuare muncesc destul de mult. Dar uite, de exemplu, azi dimineață eram pe balcon și îmi beam cafea. Fiul meu vine la mine. Fiul meu vine la mine și a făcut un obicei de altfel, în balcon acolo, are locul lui, vine la mine, în timp ce eu îmi beau cafeaua, el se joacă cu tot felul de piese, de puzzle, de tot felul. Și zice, a venit efectiv la mine cu o cutie de plăci de puzzle, l-a răsturnat pe masă și mi-a zis, el ne vorbim. Ești care era semnal. Hai să ne jucăm. Hai să ne jucăm. Și am plăticit, am lipit piesele alea vreo jumătate de oră. Și după aia eu m-am plecat la serviciu, el a rămas cu bunica și cu mami. Seara, la fel. Simplul fapt că ne apucăm să dansăm. Simplul fapt că învârtim o pungă prin casă. Sau jucăm fotbal. Aoleu, cum e cu ăsta mic cu fotbalul? Ne urlă mami la noi. Că vedeți să nu sparge ceva mare. Și știi cine le sparge de fapt? Nu copil, ci eu. Logic, normal. Că el la nici 2 ani nu are forță să dea cu prea mult, să dea prea tare în minge. Știi? Și sunteți abia la început. Sunteți abia la început, Dan. Da. Cu Sophie, la Sophie, când era foarte mică, mă lăsam, îmi făcea codițe în păr. Mama chiar, mi-a făcut un în toate felurile. Important este, revenind la întrebarea ta, cât mă joc. Nu e important să renunți. Deci nu-mi place sub nicio formă să aud părinții care zic, mamă, m-am sacrificat pentru tine, copile. Sau am renunțat la totul ca să-mi cresc copii. Nu sunt de acord cu chestia asta. Sincer. Adică prefer o oră pe zi în care chiar te joci cu copilul decât 12 ore state lângă el în care ești cu ochii în telefon sau pe tabletă sau în care copilul stă doar la televizor. Nu. Auzi, da, e fain că e clar că tu ai ales partea fan a parentingului. Adică la tine e cu distracție, da, cu joacă, cu voie bună. Dar zi-mi sincer, în spatele acestui tată cool este o mamă super responsabilă? Adică sunt curios apropo de roluri, știi că tot aud chestia asta, cum se împart rolurile, la sfârșitul zilei să avem totuși un echilibru cât de cât. Hai să ia zi-mi.
Pe de o parte, am ales să fiu taticul și să zâmbesc foarte mult pentru că este plină lumea de gri și Fain, avem o mișto. grămadă de greutăți și, sincer, eu când scriu, mă descarc și vreau să povestesc oamenilor despre lucruri frumoase. Repet, purtăm pe umeri în fiecare zi o grămadă de greutăți. Eu m-am dorit să fac oamenii să zâmbească, să simtă, să-și dorească să fie cu ai lor copii. Da? Deci merg pe partea bună. Nu le ascund însă și pe cele grele și ți-am povestit despre ele. Doi. Despre mama responsabilă. Eu cred, Aici. revin la asta cu căsnicia. Eu cred că o căsnicie de succes implică o femeie foarte puternică. Cred că un tată devine implicat și dacă mămica îi dă atribuții tatălui. Dacă îl bate la cap. Dacă în același timp îl lasă să stea lângă ea și să se implice. Da? Ce se întâmplă? În căsnicia noastră, în relația noastră, amândoi suntem persoane cu carieră. Niciunul dintre noi n-a renunțat. Dar cum reușim să împăcăm faza asta cu copii? Suntem foarte organizați amândoi. Foarte organizați. Adică, în seara, adică seara, stăm amândoi după ce adorm copiii și vorbim. Băi, tu ce ai de făcut mâine? Asta, asta, asta. Tu ce ai de făcut? Asta, asta, asta. Și ni le împărțim. Aici cred că e foarte important ca soțul, tatăl să accepte că trebuie să joace un rol egal în căsnicie și că trebuie să-și ajute soața. Cristina Maia este o persoană foarte puternică, este foarte responsabilă, dar nu consider că este mai responsabilă decât mine. Știi? Adică chiar cred că amândoi ne completăm foarte bine și jucăm același meci. Știi? Suntem în aceeași echipă, suntem cu ieri și scopul nostru este de a câștiga meciul ăsta de părințeală, știi? De a ne crește copiii frumos. Iar dacă... fără compromisuri, iar, în povestea asta. Se poate, Băi, Dan, dacă... fără compromisuri? E posibil? Că mi-ai zis și mai devreme și chiar sunt curios să aud. Ești printre singurele persoane cu care am povestit despre parenting și părinți care îmi spune fără compromisuri. E posibil? E ceva... Deci, eu nu cred că dacă e ceva ce nu-ți place în căsnicie și în creșterea copilului și accepti să-l faci în continuare, nu cred că dispare. Cred că trebuie să discuți și să-i spui verde în față soției, băi, nu-mi place asta. Băi, nu-mi place. Te-ai schimbat. Hai să ne aducem aminte cum eram împreună. Dar nu doar reproșuri. Știi că, iar, e ușor, poți să-i spui, dar trebuie să te implici și tu să aduci lucrurile înapoi, să fie Corect. bine, iar. Știi că doar faci o listă cu reproșuri și nu vezi și paiele din ochii tăi, atunci e o problemă. Da? Cristina mea este cel mai bun prieten al meu. Da? Ce fai? De departe, de la carieră, la business, la copii, ni le spunem pe toate. Și o citez, chiar. Acum câțiva ani o întreb eu pe ea. Într-o joacă, așa. Auzi, cum ai descrie tu relația noastră? Și știi ce? Îți imaginezi. Mamă, înflăcărată, învolburată, senzațională, minunată, mirobolantă, etc. Știi ce zice? Și zice așa. Sedimentată. Dă-i seama. Îți iei Mamă. șoc. Direct. Wow. Îți iei șoc. Nu? Oh!
Adică nu mai există, de-aia. Adică suntem ca pietrele alea, ne-am scufundat în nisip și... Zice, nu. Ia gândește la următorul lucru. Sedimentat înseamnă așezat, înseamnă de neschimbat, înseamnă rezistent, înseamnă că nimic nu ne poate da la o parte. Cum sunt pietrele alea pe care le-am mai putea da apa la o parte. Zic, aaa, e, după ce ai explicat-o așa, parcă sună altfel. Trebuia să vină și cu Asterix explicația. Foarte fain. Da, da, păi nu, că îți dai seama că în prima fază m-am enervat și după aia am cerut explicații. Zic, nu se poate chiar așa. Da, a deschis urât în prima fază, cum am înțeles. Dar după aia mi-a explicat și să știi că îi dau dreptate. La început sunt flăcări, sunt fluturași, sunt nu știu ce, știi? Dar după aia, după ce te canii, descoperi și defecte la partenerul tău. Anii trec, poate nu mai ești la fel de frumos, poate nu mai apar cearcăne, chelim noi bărbații, tâmplele devin tot mai dese, știi, firele albe. Ajungi, lucrurile se schimbă, știi? Și peste ani important este sedimentatul ăsta, știi? Mm-hmm. Cum se așează lucrurile între oameni, cum reușesc ei să comunice, cum reușesc să-și dea seama că vor și mâine dimineață să se trezească tot unul lângă altul. Și noi ne-am impus, adică eu n-am... Uite, noi ne-am impus să nu ne culcăm supărați. Asta e o chestie la care chiar țin. Oricât de tare ne-am certat de-a lungul căsniciei noastre și slavă Domnului, ne-am certat că ne place să facem și asta. Nu dormeam în paturi separate. Adică cu excepția faptului când am plecat de acasă, că am avut diferite delegații sau așa, nu știu dacă am dormit o singură, ba da, am dormit o noapte în alt pat din aceeași casă cu soția mea, știi? Am lăsat-o pe ea în dormitorul mare și eu am dormit pe canapea, pentru că pur și simplu mi-am pus eu ambiția într-o noapte. Dar atât. În rest, căutam cumva să dormim în același pat. Băi, și cumva atunci când, oricât de supărat ai fi, se mai ating picioarele cu picioarele, mai dai un cot, îl auzi cum sforă, știi? Și cumva te reconectezi cu ea sau cu el. N-ai cum să te culci la fel de supărat ca în urmă cu 2 ore. Știi? Și lucrurile se așează după aia. Și căutăm să ne pupăm de noapte bună. Și noi adulții și noi pe copii. Și dimineața când plec la serviciu fac o chestie iar la care țin foarte mult. Mă încalț, mă îmbrac, mă încalț, îmi pun ghiozdanul pe omăr și zic: tati pleacă la serviciu, cine vine să-l pupe? Și să-i vezi pe toți trei, Cristina în frunte, Sofia după aia și Cristian lipa-lipa, cum vin toți trei și mă pupă. Ce tare. Și strângem un inel din toți patru, ne strângem în brațe și plec la serviciu mega încărcat de energie pozitivă. Știi? Sunt niște chestii pe care le înveți, le descoperi dacă vrei. Cred că despre asta e vorba în toată povestea unei căsnicii fericite și a unui tată implicat. Să vrei să fii acolo. Dar nu un bărbat care își dorește sau se gândește să devină tată și îl citește, se uită la taticul, e curios, îi place. Ce ar învăța? Ce l-ar inspira cel mai mult de la taticul, de la Daniel, astfel încât să spună și el, bă, da, e ceva ce pot face și eu, e ceva ce aș vrea să fac așa. Dacă te uiți la videourile pe care le-am cu fiica mea, da, care sunt delicioase, efectiv, vei vedea că acolo nu există, copilul meu nu recită de pe un prompter. Nu citește un prompter. Da? Copilul meu spune exact ce gândește.
copilul meu știe că lângă tatăl lui nu există critică groaznică, da? Ci există doar critică constructivă, că este liber și că poate face ce vrea el în limitele stabilite. E o discuție lungă și cu libertatea asta, câtă libertate îi dai copilului. Dar una peste alta, din acele clipuri, se vede cât de autentică este relația noastră. Se vede că este o relație sinceră, foarte puternică, în care ea este topită după mine și eu topit după ea. Știi? Și asta ar trebui să vadă viitorii tătici la noi. O relație o relație autentică, sinceră, o relație construită în timp, da? Cu eforturi, cu... Sunt convins. Renunțat la anumite chestii, da, mărunte, zic eu, cu descoperitul copilului și copilul descoperitul tatălui și așa mai departe. Cei care nu sunt părinți și se uită la noi, cred că le vine cheful așa să devină părinți. Știi? Pentru că, băi, dacă omul ăla are o relație foarte mișto, ce copil mișto are, uite ce mișto sunt împreună. Băi, cred că aș vrea și eu. Știi? Dar trebuie să înțeleagă în același timp că trebuie să depună efort. Trebuie să muncească pentru relația asta, pentru că, repet, tatăl nu iubește înainte să nască bebelușul, bebelușul nu-l cunoaște pe tata. Și e o relație care se construiește în timp. Copilul dă totul, necondiționat, dar trebuie să și primească. Iar eforturile tatăl trebuie să le facă. Să acorde timp, să-și caute tone, tone, tone de răbdare, să se tempereze, este foarte greu să fii temperat, da? Pentru că uneori îți fac capul calendar. O iei razna, da? Da, o iei razna. Este foarte greu, da? După ce vii rupt de oboseală după vreo 12 ore de muncă și vii acasă și n-ai avea decât să te tolănești, copilul tău spune vreau să mă joc cu tine. Și dacă îl respingi o dată, de două ori, de trei ori, la patra oară nu mai vine. Știi că n-ai în tine un partener de joacă, n-ai în tine o persoană de încredere și nu mai vine. Se joacă singur sau... Și aici se întâmplă o ruptură, Dan, corect? Se întâmplă ruptura, da. Știi? Se întâmplă ruptura și e o ruptură care mai târziu poate nu mai poate fi reparată. Habar n-am cum va fi fiica mea la adolescență și toată lumea îmi spune, mamă, să vezi cum se transformă copilul când devine adolescent. Că nu te mai înțelegi cu el. Măi, eu încă totuși nu cred asta. Cred că dacă ai pus niște baze de mic, când era el mic, 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 și tu îl țineai în brațe și îl iubeai și petreceai timp cu el, și după aia la 5, 6, 7, 8, 9 ani, continui să ai o relație faină cu el, eu nu cred că acel copil se transformă pur și simplu de uită totul. Pentru că el știe că la pieptul meu e în siguranță tot timpul. Știe că orice m-ar întreba, voi căuta răspunsuri, că îl voi susține, că nu o să-l critic cu pedepse aberante și cu bătăi. Doamne, asta, nici nu vreau să discut despre așa ceva, nu suport. Și va ști că în tatăl și în mama lui are niște parteneri de încredere. Are părinții, că întotdeauna copilul la un părinte va veni când îi va fi mai greu. Dar cum știi, Dan, că nu ești prea permisiv, apropo de ce spui tu, și de momentele astea grele, în care trebuie să iei anumite decizii și poate uneori ești prea permisiv sau ești prea, nu știu, ești emoționat. Eu cred foarte mult în democrație și aplic democrația și la creșterea copilului. Democrația înseamnă așa, ai toate libertățile din lume, atâta timp cât libertatea ta nu afectează libertatea celui de lângă tine. Ok. Și atunci, deci dacă libertatea, dacă al meu copil vrea să se joace, lăsăm să se joace.
Dar dacă vrea să invadeze teritoriul altui copil, discutăm. Dacă sunt prieteni și vor să colaboreze pe cele două teritorii, ok. Dar dacă nu sunt, hai să vorbim. Nu știu, eu vorbesc foarte mult. Chiar vorbesc foarte mult. Am început cu Sofia, continuu cu Sofia, acum însă și cu bebele. Și cu bebele, chiar dacă are un an și 9 luni, băi, reușim cumva să ne înțelegem. Da? Tati, dacă ai spart ăsta, nu mai putem repara. Ai grijă să nu se mai întâmple data viitoare. Sau, băi, sunt... Eu, chiar dacă mai fac ăsta micul, de exemplu, e un caracter foarte, foarte puternic, așa, și mai face tantrumul dintre astea. Se mai tăvălește câteodată pe jos, mai știu ce. Mă uit, zâmbesc, îi zic, hai să ne liniștim, hai să vorbim, îl iau în brațe. Sunt soluții, sunt soluții la orice, la toate problemele, fără a recurge la violență sau la țipete sau la bruscări. Adică eu nu cred că există partea asta. Îi dau copilului meu prea multă libertate. Pe bune? Ce e aia prea multă libertate? Păi numai imaginația copilului. Tocmai asta e mișto la ei. Că au imaginație foarte multă. Că fac, trăznăi, sunt copii, oameni buni. Sunt copii. Asta fac copii. Trăznăi. Da? Noi, părinții, trebuie să acceptăm că un perete scris nu e așa o mare tragedie, că un pahar spart nu e o tragedie, că un castron cu mâncare nu e o tragedie, toate se curăță, toate se pot repara, pe de o parte. Dar nu trebuie lăsat așa. Trebuie să-i arăți copilului, să vorbești cu el, să-i spui și să cauți soluții. De exemplu, dacă îl vezi pe al tău copil, sunt multe de discutat. Dacă îl vezi pe al tău copil că scrie pe pereți, îi povestești, vorbești cu el, îl rogi, îi explici de ce e bine să nu mai scrie pe pereți și în același timp poți, de exemplu, să faci un truc. Să pui niște hârtie dintre aia pe un perete dedicat, dita mai coala de hârtie, și să-i faci locul lui în care el să picteze. Da? Să scrie pe perete. Da? Încă o chestie. Nu există copii răi. E o tâmpenie. Nu pot să aud asta. Mamă, ce rău e copilul meu. Ce... Zic, nu, nu există așa ceva. Toți copiii sunt buni. Toți copiii se nasc minunați. Noi, părinții, îi stricăm. Noi le întinăm din inocență. Noi le spulberăm visurile. Noi le tăiem aripile. Punct. Dacă noi suntem acei părinți cu adevărat susținători, care le suflă în arii, copiii ăia vor fi excepțional ca adulți. Da? Cu limite, cu discuții, cu democrație. Da? Suntem prietenii lor, dar în același timp suntem părinților. Suntem persoane cu care copiii se joacă, suntem persoane afective, le arătăm că îi iubim, dar în același timp ei știu că suntem adulți, că suntem persoane de încredere, că suntem persoane la care vin să le spună orice și la care vor găsi sprijin. În același timp suntem însă persoane verticale, puternice. Trebuie cumva să-i facem pe copiii noștri să înțeleagă toate lucrurile să înțeleagă. Și le facem în timp, mai degrabă făcându-i să le simtă, nu neapărat să le înțeleagă la nivel de cuvinte, să le simtă că părinții lor vor fi acolo lângă ei pentru totdeauna. Da? Și ca sprijin, și ca sfat, și ca joacă, dar și ca un stâlp atunci când au nevoie de echilibru și de seriozitate. Dan, aș mai sta cu tine la povești cel puțin o zi. Sincer, mi-ar plăcea să reluăm discuția noastră. Din păcate, ne apropiem de final și pentru că suntem la provocări de părinte, trebuie să te întreb asta și trebuie să-mi răspund și am să te rog. Care a fost cea mai mare provocare a ta de părinte de până acum? Cea mai mare provocare a mea ca părinte? Da. Ia să vedem.
Voi începe, nu, voi rămâne în zona de glumă și îți voi spune așa. Pe de o parte, să schimb scutece, urăsc, urăsc chestia asta. La Sofia am schimbat vreo câteva, la Bebe mai multe, dar tot urăsc. Da? Pur și simplu, e ca în filmele alea, te ia răul, instant, da, e... Da, asta e, mă ia dezgustul în destul de tare. Asta e o provocare. O altă provocare imensă este să fac cumva ca toate lucrurile să intre în portbagajul mașinii atunci când plecăm în... Okay. Este îngrozitor. Este îngrozitor. Am ajuns la concluzia că orice mașină avea, oricât de mare ar fi portbagajul, tot este prea mic. Am înțeles. Două provocări. Doi copii și pleci cu ei în vacanță. O să țin minte, Dan, două provocări. Puh, pe prima nu știu cum o rezolv, pe a doua cred că o să-mi iau din prima o mașină mai mare. Taticul Dan, îți mulțumesc foarte mult pentru povestea noastră de azi. Nu există mașină suficient de mare. O să descopere soția ta că trebuie să mai care ceva din casă și dacă termină toată casa de împachetat și o pune în mașină, se duce și la vecin și mai ia. Pentru că ăsta este scopul de fapt. Tu înțelegi? Un tati trebuie să descopere metode noi de a introduce în portbagaj toate lucrurile. Wow, wow, that's a challenge. Dan, taticul, îți mulțumesc din suflet. A fost o discuție extrem de relaxantă, dar și plină de insight-uri pentru mine. Sper să ne revedem, sper să ne reauzim, poate și eu din postura de tată. O să continui să-ți citesc și să blogul și să mă uit la videourile tale absolut delicioase. Îți mulțumesc mult de tot, mulțumesc că ai fost alături de noi azi. Baftă și ție, mulțumesc și eu încă o dată pentru invitația Secom.